Dragi prieteni, peste câteva clipe va începe a doua partidă din cadrul etapei cu numărul 6 a Ligii Naționale, în care Avangard Tiraspol va întâlni Click Media Chișinău. Un meci dintre echipa de pe locul 4, Click Media, cu 5 puncte după 3 meciuri jucate, are 2 restanțe. Și echipa de pe locul 5, Avangard Tiraspol, 4 dintre cele... patru cele mai bune echipe din Liga Națională vor continua lupta pentru titlu. Gurgurov, bună pasă pentru Vasilevski, ocazie uriașă pentru Vasilevski să-și treacă numele pe lista marcatorilor, dar a ridicat balonul Constantin Burdujel pentru Gurgurov, recuperează Turtă, trage Turtă. Aproape de a înscrie a fost Avangard la această fază din minutul 11, dar s-a opus salvator portarul Andrei și atât pe cec. Și acum Gurgurov pentru Obadă. Obadă, continuă Cristi Obadă între doi jucători. Obadă, trage Obadă și se opune Juric. Ocazie uriașă pentru Click Media. De remarcat efortul făcut de Cristi Obadă la această fază, același Obadă, trebuie să întoarcă mingea lui Burdujel și înscrie Constantin Burdujel în minutul 18. Scorul devine de 1-0. Primul gol marcat de Constantin Burdujel în actuala ediție de campionat. Ce ușor s-a demarcat Constantin Burdujel. Lașcu trage direct spre poartă, balonul trece peste transversală și în acest moment arbitrul Ion Bâlea pune capăt primei reprize. Obadă pasează lui Lașcu, reprimește Cristi Obadă și din nou doi jucători vin la Obadă. Obadă, dare Obadă și marchează! Gol, 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 gol! Cristi Obadă reușește cu această fază extraordinară să marcheze un super gol, primul gol marcat de Cristi Obadă în actuala ediție de campionat, dar revine Obadă. Obadă în continuare, bună pasă pentru Gurgurov. Gurgurov pentru Obadă! Ce ocazie a avut Cristi Obadă să marcheze și să vedem decizia arbitrului. Este penalti, dragi prieteni, penalti, a faultat Serghei Juric la această fază. Obadă și începe cursa spre poartă. Obadă contra lui Juric. Obadă și apără Juric. Ratează Cristi Obadă. Lașcu la balon. Lașcu. Și este golul, dragi prieteni. Krasnov reușește să marcheze în minutul 33. Pentru 3-0, Cristi Krasnov la patra reușită în actuala ediție de campionat. Minutul 33 este 3-0, dar se opun cei de la Click Media. Borovski lunică în momentul șutului. Obadă. Bună pasă pentru Lașcu. Lașcu, centrarea lui Lașcu și Gurgurov trimite din apropiere. Click Media așadar învinge formația Avangard cu 3-0 și obține 3 puncte importante. Avangard rămâne cu 3 puncte